Atunci când cobori din tren în gara stațiunii Băile Herculane, intri parcă într-o altă lume, intri parcă într-un alt timp real, însă dominat de simbolurile trecutului. Căci istoria acestor locuri începe într-un moment ce se pierde în negura vremurilor. Începe acolo unde și-au începutul megaliții. Sfinxul bănățean rămâne profilul legendelor legate de calitățile de excepție ale acestor locuri, pe cetea de taină a poveștilor despre hidra devastatoare și eroul solar care prin tenacitate și forță reușește să o învingă folosindu-se de apele termale. Peștera Haiducilor a fost studiată în amănunțime de către o echipă de arheologi, însă în legătură cu numele circulă diferite variante ale unor povești legate de haiduci. Turistul se simte atras de stranietatea locurilor și își construiește cu propria imaginație legendele personale. Nu departe de peștera haiducilor se află ca peste tot în regiune urmele cuceritorilor latini, termele romane. Iar izvorul tămăduitor se află undeva în adâncul muntelui. Aici, consulii, proconsulii și veteranii legiunilor biruitoare din Dacia se vindecau pentru că Hercule era pentru ei sfânt, vindecător și de neînvins, drept care ridicau monumente ce aveau menirea să vestească întregii lumi de-a lungul istoriei acest amănunt foarte important al vieții lor. Jurămintele făcute zeului acestor locuri erau ținute și drept mulțumire, cei care își puteau permite plăteau sculptori care îl imortalizau pe vecie pe Hercule Salutifer, adică pe Hercule cel Vindecător. De atunci și până la retragerea romanilor din Dacia, aceste băi antice au fost folosite timp de 170 de ani, iar ei, și noi numim decât pe câțiva dintre cei care au ținut să-și treacă numele în piatră, Marius Pompeius cel Iute, prefectul cohortei I, sau Valerius Maximus și Felix Rufius, i-au închinat aceste inscripții în anul al 11-lea al consulatului lui Regulus, Marelui Hercule. Thank you.
ale romane, amintesc despre trecerea prin aceste locuri ale legiunilor, în cazul acesta, legiunea 13 a Gemina. Romanii au făcut colonizări de veterani și au împroprietărit spre consolidarea puterii imperiale. Chiar și atunci când urmele trecerilor prin lume s-au transformat în obiecte de expoziție, simbolurile latine s-au perpetuat în frumoasa și luminoasa sală a Muzeului de Istorie a stațiunii. Această clădire a fost decorată ținând cont de tradiția latină. Fără să ne propunem să urmărim o cronologie strictă a istoriei stațiunii, nu putem să nu amintim existența în pavilionul Traian a apartamentului în care a locuit împăratul Austriei Franz Iosif cu Maria Tereza în anul 1896. Sala oglinzilor păstrează ceva din căldura timpurilor de altădată, când doamnele în rochii de dantelă și voaluri dânțuiau la brațul domnilor îmbrăcați după moda timpului. Balurile erau luminate de flăcările tremurătoare ale lumânărilor și se reflectau în oglinzile venețiene. Mergând de-a lungul străzii principale a stațiunii, nu poți să nu faci lungi popasuri pentru a admira în tihnă minunățiile ce sunt oferite de fațadele caselor. Iar în piața Hercules, statuia impunătoare a eroului. Vara în stațiune au loc manifestări cu caracter folcloric. Muzica și portul localnicilor este de o rară, stranie și arhaică frumusețe. Thank you.
fântâna lui Neptun, îl are pe Cupidon pregătit de atac. Asta, probabil pentru că stațiunea, indiferent de anotimp, este și un refugiu al îndrăgostiților. Natura a fost darnică aici în Banat. Mulți dintre cei care vin în zonă sunt atrași de contactul direct cu mama natură. Posibilitățile de cazare și oferta de servicii pe care le pot asigura edilii orașului sunt suficiente pentru abundența de turiști care sosesc aici în fiecare vară. Majoritatea turiștilor vin aici pentru valoarea de excepție a apelor sulfuroase, care au proprietăți antireumatizmare, iar lista de afecțiuni pe care apele îmbogățite cu teion le pot vindeca, teionul fiind substanța divină, cum era numit sulful de către cei din vechime, este destul de lungă. Băile Herculane păstrează în fiecare loc, ca pe un blazon, intersecția dintre trecut și prezent. Herculii Sacras, la apele sacre ale lui Hercule.
Întotdeauna pleci din Herculane cu regrete și convins că vei reveni, fiindcă aceste locuri au o vrajă nespusă a lor.